Suntem gata de lucru, avem pauză de 9 ore și 20 de minute. Imediat o să plecăm, dar între timp Gabi și-a adus aminte că vrea înghețată și așa că s-a adus ea câte o înghețată pentru fiecare. Dar mi-am amintit, pentru că s-a trezit și el cu poftă de glume, mi-am amintit ce mi-a făcut acum câteva zile, când eu conduceam liniștită și mi-a pornit alarma în mers, alarma de la camion. Mai făcea așa cu Volvo. Eu mi-apăsa pe butonul la telecomandă în mers și când eram în trafic și mi-era lumea mai dragă, se pornea alarma. Ei, asta mi-a făcut cu DAF acum. Și vreau să-i o întorc. Că tot zic bărbații că femeile sunt răzbunătoare. Hai să vedem ce iese și cum reacționează. O să-i pun camera, o pregătesc până vine el, că de-aia mă tot uit să nu apară. O să pun camera în suportul ei acolo. Și să vedem cum reacționează, că nici nu s-o aștepta. Sper ca ceea ce o să iasă să se poată posta. Să nu fie ceva de divorț. Bine, glumesc, că ține la glume. De fapt, el le face pe cele mai multe. Asta e a ta, dă-mi-o pe a mea. Niam, 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 niam. Ești. Cine te-a supărat? Tu. Eu? Eu sunt o drăguță, o scumpete. Da, da, da. O minunăție de om. Ai auzit? Azi vine ceva? Nu! Dar de aici vine ceva? Nu! Liberarea! De la drumul rău! Încă nu! Hai să le arătăm și la oamenii ăștia ce drumuri se circulă. Că eu dacă aș avea firmă de transport, eu n-aș lua curse pe aici, mămicule. După 5 curse aici, trebuie să te apuci de schimbat sau... De schimbat nu neapărat, dar trebuie servisat. Să vezi ce... Uite cum merg bun. Nu-i doare nimic bine, aici e bine. Stai, că... Aici e bine. Acum începe... Șoc și jale și groază, ia uite. La petici tu nu vezi că i-a făcut petici pe partea de altă. Aici e bine pe bandă. Valeu. Da, dar nu e mult, e o porțiune mică. Unde-i n-aș pară. Trebuia să filmez eu azi noapte autostrada. În groapă, în groapă. Cine are stop până la urmă? Al cui e stopul? Ia uite. Ia, hai zi. Zi. E bine, rău? Tanti, BMW-ul ăla. Dă-i, tanti, dă-i să-l nenorocești. Ce bărbat tu-și face? Ce trebuie? Stai ce bărbat a făcut aici?
Păi stai că te pui că nu mai puteți să ieși niciunul. Ba da, eu trec pe lângă el. Despre ce vorbim? Nu-i să poți să treci. Ete! Vrei să arăt că trec pe lângă el? Că-s doi retardați. Ce faceți aici? Ați oprit drumul. Să uit dacă am luat oglinda. Să iei oglinda. Ăștia chiar s-o opresc aici. Nu s-o opresc, s-o la Lidl. Aveți aici și pula micu să nu îl iei, să nu îl iei pe el, trec în liber. Într-un dublar. Oleu. Ne-am luat oglinda? Ce păcat. Ce păcat. Măcar un pic de eu atingeam. Stai că aici trebuie să fac la stânga. Mamă, iau. Stai că nu știu încotro trebuie să duc. Iau stop. Tu ai din față, ce de azi. Așa. Chiar nu știu unde să duc asta. E bună treaba. S-a răzgândit și a plecat, dar ai altul, ăsta era, ăsta cu mașina. Mergem la Roma. Mergem la Roma. Mai să știi că în Roma, în oraș, aș merge. Păi ne parcăm exact acolo unde am mai stat odată cu carionul. Serios? Da. Oh, vreau! Nu mergem. Vreau. Nu. Mie mi-a plăcut în Roma. E cald. Dacă o fi cum a fost ieri, 40 de grade, 43 de grade... 40 plus! Tot ai să vrei tu la Roma. Cu autobuzul. Ne ducem până în centru. Mergem la Fontana di Trevi. A fost chiar faină Roma, mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut și mie, nu. La Vatican nu m-aș mai duce în piața acolo. M-aș uita doar prin Roma. Bun, 70 de km până la descărcare. Bună, bună! Am lăsat camionul în parcare pe autostradă și noi am ieșit să plecăm la plimbare. Și unde credeți că mergem la plimbare? În Roma! Eu sper din suflet să ajung în Roma. Domnul-i cu dubii și crede că o să trebuiască să mă care în spate, pentru că mie nu place căldura. Și mai am istoric în care a trebuit să aibă grijă de mine prin Madrid. Eu așa ceva nu fac. Vedem ce o să fie și vă arătăm și vouă cum e în Roma, dacă ajungem. Așa se parchează în centru comercial în Italia. Pe trecerea. Trecerea de pietoni. Și noi pe unde mergem? Pe culoare, ca să ne calce mașinile. Da. Avem biletele de autobuz. Stai că nu se... Așa. 1,50 euro un bilet și plecăm în Roma și sperăm să nu mor. Roma, capitala Italiei, are o istorie îndelungată fiind de-a lungul secolilor capitala Republicii Romane, a Imperiului Roman, a Bisericii Romano-Catolice și a Italiei Moderne. Capitala lumii, orașul etern, pragul apostolilor sau orașul celor șapte coline este profund modernă și cosmopolită. O destinație absolut fascinantă, care te seduce iremediabil și care, odată văzută, îți rămâne pentru totdeauna în suflet ca o comoară neprețuită. Capitala Italiei este de asemenea plină de secrete pe care cu greu le poți descoperi într-o singură vizită. Și da, sunt extrem de multe lucruri interesante și fascinante pe care orice împătimit al călătoriilor ar trebui să le știe. Roma nu este doar despre pizza, spaghetti, Colosseum sau Fontana di Trevi. Este un amalgam de lucruri deosebite, de mistere, de la sunetul limbii cu adevărat latine, străzile cu miros de mâncare ademenitor, sutele de motocicliști, la fântâni cu apă potabilă, expreso scurt, muzee ascunse pe străzile orașului, balcoanele colorate care ascund romanțe sau stilul pasional și romantic de a transmite muzica. Vă iau la plimbare câteva minute pe străzile acestui oraș impresionant și vă mulțumesc anticipat pentru vizualizări.
Sper să vă placă! M-a certat nenea de la o poartă. Ce? Nu m-a lăsat să intru. Da, n-aș vrea.
Gândește-te că pe aici s-au plimbat. Azit. Gândește-te că pe aici s-au plimbat și apostolii. Oare? Da. Da, bine, a fost închis.
Hm? Da. Ce mi-ai Știi că era deschis aici, nu? Adică... Hai să ne transversăm și noi pe aici. Și aș băga să fost tot așa, trei picioare. Era tudo.